găsit, doamnelor și domnilor! Mi-am făcut un obicei din a vă îndruma să aveți un stil de viață sănătos. Astăzi voi prepara împreună cu Anca lapte de migdale. Bun găsit, Anca! Bine ai revenit, Albertina! Pentru asta voi avea nevoie de migdalele pe care le țin în mână. Avem nevoie de migdale, lapte și aș vrea să îndulcim cu curmale și smochine. Doar câteva, să iasă așa mai dulce. Deci, migdale? Migdale, apă, curmale, smochine și un blender puternic. Și gata. Și gata, laptele. Mi le dai? Dar poți să faci laptele de migdale? N-am cum să fac, să știi, nu? Uite, mai păstrează tu vreo câteva. Câteva doar, da? Astea inițial le-am hidratat. Ele trebuie să stea cam 8 ore la hidratat. Cam câte am voie să iau? Atât, gata. Păi să-mi ajungă pe toată filmarea. Lasă că-ți mai dau după. Dar întâi să vedem cum e cu laptele, da? Pune migdalele în blender. Avem nevoie cam de 200-250 de grame de migdale hidratate și cam un litru de apă. Asta înseamnă că din 200-250 de grame de migdale obținem un litru de lapte. Punem câteva, 2-3. Depinde cât vrea. Fiecare poate să-și îndulcească în funcție de preferință. Dacă îl vrem mai dulce. Eu le-aș pune pe toate. Tu le pune pe toate. Eu, de exemplu, îl fac fără curmale și smochine. Dar acum am zis să-l fac pentru tine să fie puțin mai dulce, da? Mulțumesc. Cu drag. La fel, curmalele și smochinele le-am pus la hidratat. Am pus migdalele, am pus apa, curmalele, smochinele. Punem capacul blenderului și începem să mixăm. Ca să fac și eu ceva, așa? Pus pe buton. Te rog. Uite pe ăsta. No. Stai. M-ai păcălit. Nu te-am păcălit, dar trebuie și mișcat. Gata, gata, i-a dat drumul. Și așteptăm apoi. Într-un minut s-a făcut laptele nostru. Un minut? Un minut, da. Wow. Hai să vedem ce a ieșit. Ca să fie chiar lapte, o să separăm pulpa de zeamă. Te rog. Stai să-mi pun mănușile. Facem lapte din orice semințe. Bun, și acum strecurăm pulpa de lapte. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters and... Și ca să arate și mai bine. Exact. Are culoarea laptelui. Da. Gustul laptelui. Da. E dulce, cum îți place ție. Este plin de nutrienți, are foarte multă vitamina E, conține fibre, ajută la slăbit. Este foarte bun împotriva celulitei, să-ți mai spun? Da, continuă, nu te opri. Te rog, Anca, uite ce lapte minunat am preparat. Abia aștept să-l gust. Arată foarte, foarte bine. Mă rog. Pentru sănătatea noastră. Pentru sănătatea la pahar.